Noi ținem acolo 200, în jur de 200. 178 de cai. Acum, dar în general sunt în jur de... În jur de 200, până în 200. Am avut și 300 la un moment dat. Da. Ce ar trebui să faceți ca să fie rentabilă ferma? E greu să fie rentabilă o herbilie. E greu. Totuși, postul director spunea că pe vremea aia altă era rentabilă. În sensul că ei se autogospodăreau, aveau banii de toate... Era alta situația. Era alta situația la vremea aia. Produceau mai multe cereale de pe terenuri. Da, aveau și terenuri mai multe. Păi da, nu, aveau aceleași terenuri, ca și acum. Însă, probabil, prețurile altele la grâu, la ce cultivau ei atunci. Acum, anul ăsta, sper, avem și noi culturile destul de bune anul ăsta. Și sper că din cele 500 de hectare pe care le-am cultivat, le-am sămânțat, de pe 300 să asigurăm necesarul, 300-350 ne trebuie pentru necesarul pe hrană, al cailor, și restul producției de 150 de hectare. De ce ziceați dumneavoastră că investiți 2 miliarde la începutul iernii în la cai pentru păi hrană? Nu, investim în culturile agricole, arături, însămânțări, semințe, îngrășăminte, erbicide, tot felul de... tot ce trebuie pentru agricultură. Și mai atât? Numai la partea vegetală, restul nu necesită? Adică, de exemplu, tratament? Pe cum să nu le asigurăm? Da, medicamente pentru cai, de aia avem și doctor veterinar acolo. Spunea la un moment dat, domnul doctor, că caii de rasă sau probleme de sănătate mai mari decât cei obișnuiți, decât cei comuni. Nu știu dacă mai multă îngrijire. Mai mari sau mai mici decât cai. Nu mă pricep, nu e domeniul meu, însă noi le asigurăm tot ce le trebuie să nu avem probleme. Domnul director, cam cât costă întreținerea unui cal de rasă, din asta de reproducție, am înțeles că e o bază genetică acolo, da. Pe an, cât vă costă pe dumneavoastră unul singur? Sau nu am un calcul făcut așa, nu am un calcul exact făcut. În orice caz, herghelia ne aduce o pierdere anuală de aproximativ 3 miliarde. 3-4 miliarde anual avem pierdere la herghelie. Pierderea asta, deci veniturile lor sunt din alocația bugetară, plus ceea ce vindem eventual din produsele agricole și vânzarea de cai. Alte venituri nu avem. Din păcate suntem într-o zonă în care nu se face hipism, nu avem, eu știu... Nici cultura populației. Nu avem aici un hipodrom, nu mai avem. Și pentru că nici n-ar avea succes la noi zonă. Nu v-ați gândit la investitori străini? Probabil că sunt mulți interesați ca să investească într-o herghelie. Probabil că ăsta va fi viitorul, dar deocamdată sunt... Nu va întreba nimeni. Sau nu a fost nimeni. Sunt în patrimoniul statului și nu mă duc. Nu înțeleg. Sunt în patrimoniul statului. Dar vorbiți numai de cei 90 de care sunt pentru reproducție, atât de pe cât și armăsari. Bun, ca să ai cai ăștia 90, trebuie să ai mai mulți cai și din aia se face o clasare. No, o clasificare. Clasificare. No. Clasarea asta se face de două ori pe an. O dată prin noiembrie, o dată spre sfârșitul anului și o dată la mijlocul anului. De exemplu, săptămâna viitoare să avem o clasare. Și unde din caii ceilalți, care nu sunt la turma de bază, nu sunt în, așa, în patrimoniul ăsta genetic al statului, din caii ceilalți se aleg exemplarele care corespund ca viitorii... Da, ca dimensiuni, ca genotip, ca pentru a fi băgați în turma de bază. Pentru a fi introduși în turma de bază. Da, da. Și restul care sunt... Restul care sunt, îi ținem în continuare. Până îi vindem... Asta e. O formă de a... Da, e... comercializa. Nu și acoperă, n-are cum să-și acoperă. Probabil dacă am fi într-o zonă unde ar fi o cultură din asta pentru... să vă ai un hipotrom, să ai cum au ăștia întâlnătate, cu pariuri, cu astea, probabil că s-ar scoate. Da, 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 s-ar scoate. Domnul director, am văzut și că domnul Bătanu, cel care o să stea director acolo, așa, și spunea că pe timpul lui Ceaușescu chiar era un proiect pentru crearea unui hipodrom undeva de aproape,
Ăsta a rămas la partea de preț. Dacă știți cum stau lucrurile, sau dacă, apropo de cai de la Leta, au același regim ca și... Nu sunt cei cu cai de la Leta. De ce nu sunt prins? Că sunt semi-sălbăticiți. Sunt... Deci nu sunt prinși în... Nu are nimeni gustodie, nici regia pădurilor. Nu. Caii de la Rom Silva, bănuiesc că și la celelalte hergelii sunt, la fel cum i-ați văzut aici, poate hergheliile care sunt sub tutela unor direcții silvice mai potente financiar, poate asta, sunt mai... De asta spunea și domnul director. Caii și la noi, caii arată și întreținem destul de bine, da. Zic eu. Cred, și cred eu că sunt în condiții destul de bune, foarte bune. Însă bani de investiții, în rest, să reparăm pe acolo, e greu. E greu să asigurăm. Dar știți o filială a Rom Silva care cai hergheliile care au fost luate după COVID? Nu știu, dar din cunoștințele mele, toți directorii care au și hergelii, nu am auzit niciunul că ar face profit din așa ceva. Pe undeva un director de la domnul Speriatu spunea că dumneavoastră nu puteți, nu aveți prea mulți bani de investiții pentru că județul nu are atâta materiale noi ca să pună... Bineînțeles, sursele noastre, resursele noastre sunt limitate față de, eu știu, o direcție silvică cum e Suceava. Da. Care are hergherie și Suceava, are una sau două, nu știu câte au. Dar... În comparație cu mine, mai folosesc la muncă. Ce? Nu? Cai. Păi nu, ăștia sunt pe aici. Nu se folosesc la muncă. Nu se folosesc nici dacă au tracțiune? Nu se folosesc la muncă. Nu se folosesc la muncă. Singura muncă la care îi folosim au câțiva cai pe care îi pun la căruță și care din câmp. Care din câmp de acolo, eu știu... Da. Dar nu se folosesc la muncă. Nu se folosesc la muncă. E vânzarea cailor. Cei foarte buni sunt scumpi, din păcate nu își găsesc cumpărător, orice zi pe care ține calul ăla ne aduce că prețul lui scade, că împătrânește și mai și consumă în același timp, din păcate. Dar asta e ce să facem, bă, ținem în continuare. N-avem încă. Probabil nici nu se știe foarte bine la nivel național sau național. Se știe că aici este o pepinieră bună de cum să nu se știe? În cadrul Regiei Naționale a Pădurilor este o direcție a cailor de rasă. Da. Și normal că au tot felul, bineînțeles că au toată situația, ei știu în orice moment pe care cal. Adică se face treaba, sunt specialiști, nu și... Bănuiesc că există un registru al... Bineînțeles că se știe despre fiecare și pedigree și din... Tot se știe despre ei. Nu se poate. Bine, mulțumim. Și eu vă mulțumesc.